Pasajul Mihai Eminescu, un proiect al municipalității Ieșene, care are deja mult prea multe termene de finalizare devansate. Inclusiv ultima dată afișată de municipalitate, adică 16 noiembrie, a expirat. Când vor avea ieșenii pasajul? Termenul prevăzut inițial e depășit deja de 15 luni. Firma care lucrează în fundație dă termenul final în aprilie 2014. Reprezentanții municipalității au stabilit însă că pe 16 decembrie este ultimul termen acordat acestei firme. Au mai rămas aproape 10 zile. Avem o procedură publică de achiziție pentru finisajul pasajului, iar dacă constructorul nu își asumă în clauzele contractuale finalizarea acestui obiectiv, noi îl vom scoate la licitație restul de executat, așa cum spune legea, întorcându-ne spre garanțiile pe care el le-a lăsat ca și măsuri asiguratorii la semnarea contractului de lucrări. În condițiile în care actualul constructor nu va prelungi contractul, o nouă firmă ar putea semna actele abia la primăvară. Până atunci însă mai sunt câteva luni în care traficul din zonă va fi îngreunat și din cauza condițiilor meteo. În câteva zile vin ninsorile. Centrul Iașului va trebui dezăpezit. Reprezentanții primăriei susțin că vor reuși să curețe străzile orașului, chiar dacă lucrările la pasajul Mihai Eminescu nu au fost recepționate. Cum și în ce fel va dezăpezi primăria centrul orașului, aflăm în următoarele luni. Pentru Jurnal, Ilinca Nazarie și Petru Fedor.